143 din 11 septembrie 2020. Ați fost convocați în ședință ordinară, astăzi, data de 17 septembrie. Constat că este întrunit cuvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței de astăzi. Vă rog să faceți precizări asupra procesului verbal de la ședința 15 august. Dacă sunt obiecțiuni, dacă nu, să-l aprobăm în forma redactată. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunal a listei de investiții și a PAB-ului actualizate pe anul 2020. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului construire centru comunitar integrat SAT Palincea, Comuna Palincea, Județul Bacău, a documentației tehnico-economice, faza DTAC, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții. Punctul numărul 3, diverse. Vă consult dacă mai aveți și alte propuneri. Nu. Să spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate. Să trecem la punctul numărul 1 al ordinii de zi și să dau cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Palincea, a listei de investiții și a planului anual de achiziții publice pe anul 2020. Dăm cuvântul domnului contabil să prezinte bugetul. Doamna voastră, eu m-ați făcat să înțeleg ce spune. Bună ziua! Avem iară rectificare de data aceasta cu numărul 4. Și vedem așa, rectificarea este în baza hotărârii guvernului 135, prin care se dau la unele descentralizate în două orașul până și municipiul, numai de 204.000 de lei, pentru finanțarea cheltuielilor la asistență personală și la drepturile copiilor cu CES, Direcția Educațională Specială. Și mai avem rectificare în baza hotărârii guvernului nr. 758, din 2020, prin alocarea unei sume de la fondul de adiere bugetară pentru bugetul de anul 2020, în sumă de 250 de lei. Deci asta e rectificarea totală la partea de zi. La cheltuieli avem distribuirea în acest fel. La autorități publice, total rectificare 338.000, de care pentru bună și servicii suplimentare cu 311.024 lei și la capitolul cheltuieli de capital 26.76.000, care cuprinde suplimentarea cu 15.000 lei la centrul de comunitar Palincea, e vorba despre cheltuieli de consultanță, și la forare puțuri de apă la școala Barna, suplimentăm cu 11.76.000 lei. Apoi, mai avem rectificare la învățământ, la tipul bunuri și servicii, 10.000 lei pentru obiecte de inventar și alte bunuri și servicii, și la aspect social de pentru copii cu CES, 2.000. Mai avem rectificarea suplimentară la capitolul iluminat public, electricitări rurale, 50.000 și la protecția mediului bunuri și servicii, pentru data de dată, 54.000 lei. Totodată, actualizăm și lista de investiții cu aceste două suplimentări care am pomenit la centru comunitar și la puț de apă la Barna și planul de chestii, planul anual de chestii publice. Cam asta ne zic. Pentru întrebări și elemente sau răspunsuri. Discuții. Doamna de muncă. Aș vrea să întreb de aici, că vă faceți acum tobogane și tot felul de jocuri pentru copii. Ce costuri au? Astea unii, care cheltuie? Ceea ce se face acum în fața căminului acum? Nu ar trebui de plătit. Din ce bani se plătește? Vreau să facem cu oamenii cu muncitorii noștri și materialele au fost cumpărate de la bun, de ultima asta, de la fost cumpărat, rămân niște mici, că sunt materiale am de motor.
Deci noi acolo am avut un contract cu persoana pentru la adâncimea de 50 de metri. Majoritatea puțurilor au găsit până în 50 de metri. Acolo n-am găsit nici la 80 ceva de metri, 90 de metri. Și o trebuie să suplimentăm, na, nu o să faci nimeni cu degeaba. Deci, care e costul în total? Deci, am avut inițial 90 de metri și am 50 de metri. Și suplimentăm cu 42 de metri, o să fac la 92 de metri. Și în total vine 20 plus 11 mii, 3,2 de mii cu da. 300 de mii lei cu toată la vara. Da. Înțeles. Da, mulțumesc frumos. Altcineva. La putul de la Varna, domnul Vasilache. Da. Am plătit de 2000 de lei dumneavoastră și școala nu este zugrăvită de când este construită. Dacă nu ați aflat, domnul Mar, pot să spun că din campanie am aflat o doamnă de acolo nu-și dorește altceva decât să zugrăviți școala. Că copiii nu știu dacă poate să meargă într-o școală care nu zugrăvită de când e construită. Dacă țineți minte, au trecut când au venit în ședință domnul director și au spus clar în fața consiliului local, s-au vorbit toate școlile, interior, exterior. Dar eu școala unde la Bana n-am intrat din foarte mult timp, astăzi într-adevăr am fost acolo, mi-a spus și cineva că trebuie să vorbim. Avem nevoie să facem și grădinița la Podroș, că știți că am făcut grupul sanitar, am trașat acolo la apă și tot așa. E jalea de plumicii acolo în interior, stau copii într-o cămeluță lină. Da. Acum nu prea avut bani de aici, din banii ăștia, o să prindem să facem și școala Bana, să căutăm pe cineva care să grăbească, că oamenii de servici nu, că nu, nu pot, nici nu vor să muncească, pentru că ei nu-și plătiți să se grăbească școala. Așa. Și să căutăm o firmă care, care la momentul de față, majoritatea firmei sunt foarte, foarte ocupate, au foarte multe lucrări și nu găsim o firmă care să-și facă, să facă plățeni. Vreau de o vedere și chestia asta cu, cu școala Bana și cu mai multe. Ce-am putut, am ajutat la școala Barecea, că știți că și acolo era un dezastru și încă mai sunt câteva clase care îți vai de capul, ori trebuie să-i renovăm și de-aia. Asta e. Deci o să mergem, o să mergem în continuare cu școli, curățenie și tot ce începe cu școala și nu știu dacă la Barecea, cum spuneți dumneavoastră, ați ajutat, că eu din câte informații dețin, școala la Barecea s-a făcut în banii de pe elevi. Banii care sunt al lor, datorită pandemiei, care nu ți-o cheltuit, s-o cheltuit, nu știu cât ați dat dumneavoastră. Și de câte data trecută am spus în felul următor, că nu luăm bani pe elevi, nu luăm ca să poată să zugrăvească, să facă curățenie în școală. Dar au bani de elevi. Da, da, deci banii ai putea plătit elevi, deci nu mai, nu mai plătesc elevi, rămân banii să facă curățenie, nu? N-am ajutat? O zic că am ajutat. Acum iar, da, acum iar am prins 10.000 de lei ca să pot să-și facă ce au nevoie. Nu au tablă, nu au magazin unde să-și depoziteze. Dă-l și acum 10.000, nu? Pentru domn primar, dar să fie mai mulți bani la școală și lăsați să reiesc. Nu v-ați dat reiesc. Nu este vorba de bani. Deci banii au fost. Și când să facă școală? Banii s-au cheltuit de iunie a școlii. De ce nu înțelegi să chestia asta? Banii s-au cheltuit de școală, s-au cheltuit de iunie. Pentru că de atâți ani nu s-au dat un var cu niciun perete, nimic, nu s-au pus nimic. Banii s-au cumpărat. Deci banii au cumpărat lemnii tocmai de la Agăș. Banii au cumpărat lemnii de la Agăș, au cumpărat lemnii de la primării cu jumătate de preț. Doamne, voi dăm lemnii cine au, cine marcă un colo Silvii, mă, nu mergem după 2 minute, ci vrem noi de acolo, da? E până acasă, da. Și eu știu că au fost lemnii destul de bune, că și noi la primărie tot aceleași lemnii, avem aceleași centrală, avem și noi. Păi, trebuie să nu să dăm acum vina doar ce... Nu le-am dat salci, nu le-am dat tei, nu le-am dat plop. Ok, vom fi director vinovat. Păi, vom fi director vinovat. La cine o solicitat?
spălit, noi am fost la dispoziție totul. Inclusiv mărci dezinfectant, săpun, toate școlile sanitate cu apă, au un grup sanitar interioare, da? Nu putem chiar într-un an de zile să facem ce l-au făcut. Păi într-un an, într-un an. Păi n-am fost făcut în an de zile. Dar niște doamne cum e pus oamenii ca să nu ne primească în școală, director. Stăteau cu servici ca să nu dea voie să intrăm. N-am format comisii, nici cu comisii nu vrea să nu dea voie să intrăm în școală. Nu e. Era școala privată. Ei, așa și, da, nu e intrat acolo, nu intrează, da. Asta e are victimizare care... Nu e nicio victimizare. Da. Da, altcineva. Trecem la comisii. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Mulțumesc. Să spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, nu ai unitate de vot, trecem la punctul numărul 2 al ordinii de zi. Proiectul hotărâri privind aprobarea implementării proiectului construire Centru Comunitar Integrat, Sat Palicea, Comuna Palicea, Județul Bacău, a documentației tehnico-economici, faza DTAC și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții. Dă cuvântul, doamna Bună ziua! După cum știți, am discutat și în ședința anterioară vis-a-vis de acest centru comunitar integrat. Prin programul operațional regional 2014-2020, în ghidul de finanțare, anexa numărul 14, există lista localităților de tip marginalizate peste medie și severă, cu 139 de localități din toată România, dintre care există la Bacău 5 localități și inclusiv Comuna Palicea. Așa cum ați văzut în documentația prezentată, acest centru comunitar este un proiect pilot și va avea în componență un hol de distribuție, cabinet pentru permanență, sală de așteptare, cabinet medical, sală tratamente, sală pentru sterilizare, spațiu pentru asigurarea lendului de frig, birou personal, oficiu, vestiar personal, grup sanitar personal, grup sanitar persoane cu handicap locomotor, grup sanitar beneficiar, hol distribuție 2, cabinet consiliere socială, cabinet consiliere cabinet consiliere școlară, activități educative, grup sanitar, cabinet consiliere școlară, bar, boxă, materiale de curățenie, spațiu tehnic. Suprafața utilă a acestui centru va fi de 154 de metri pătrați. Finanțarea pentru fiecare centru este de 100.000 de euro, iar cofinanțarea este de 2% din această sumă. S-a încercat reabilitarea sediului primăriei vechi, dar pentru că structura și pereții sunt din furci de lemn bulut, proiectanții nu și-au asumat reabilitarea acestei construcții, fiind necesară o construcție nouă. Dacă ați făcut nașul ăsta? Am făcut studii geotehnice, studii topo, am solicitat părerea proiectanților, iar aceștia au venit cu soluția că pereții fiind din haiantă nu pot susține o clădire nouă. În aceste condiții, propunerea noastră de astăzi este un centru comunitar integrat, o clădire nouă. Ați văzut proiectul și componența proiectului, care sunt sumele. Există cofinanțarea noastră de 278.737,15 lei, iar fondul nerambursabil 468.930 de lei. Valoarea totală a proiectului 747.667,15 lei. Ok. Nu știu de rămâncare. Se supace. În ziua altă. Da. Aici când veniți și spuneți că nu s-a știut că primăria era pe furci. Cum să nu se știe? Deci nu-i primit,
facă nu s-o știu. Cineva trebuie să facă de listă. Păi și n-ați adus întâi tu nu faci în ea. Dar nu poți să plătești expertiză dacă nu te-am pus să faci ea. Faci expertiză așa ca să ne aflăm în treabă. Da? Deci, în momentul să expun un proiectant când vine și se apucă de treabă, el face cum a dat expertiza unei clădiri care vrea să o renovăm. Dar și el spune, se poate continua sau nu. Deci clădirea asta nu se poate continua. Asta suntem obligați să o dărâmăm. Da? Deci nu că primarul se duce să uite la clădire, da, merge sau nu merge. Deci, primăria, care primăria? Asta este primăria veche. Deci, dacă nu vedeam cu primăria, nu ți-a putut acum să demolăm primăria. În inventarul domeniului public, această clădire este denumită pentru primărie. Și ne-am hotărât. Deci ne-am hotărât. Dacă tot primim 100.000 de euro pentru centrul ăsta comunitar, nu, trebuie să mai punem mâine că... Și așa nu-i luat. Ce? Dar e încet cum v-ați... Deci, banii ăștia prin asta. Nu, lăsăm finanțarea. Ah, din cu finanțarea noastră, nu? Finanțarea. În bugetul pe următorul an, vedem. Unde mai avem, unde putem tăia, unde mai putem... Da, ce să mai tăia? Vreau să știți că există o rată la construcția clădirii a primăriei. Există o rată care nu e. De dar ce nu e? Ce și pe aia, nu e problemă. Facem economii din altă parte și plătim. Dar s-a terminat cu parcul pentru terenul de joacă pentru... Nu am terminat, doamna domnul, dar mergem încetul pentru că facem cu energiei proprii. Nu avem decât trei oameni care lucrează. Nu putem să facem trei terenuri de sport, să-i terminăm o dată. De ce ați început așa, haotic, pe toate trei? Acum ați înviți acolo în fițiele, acum înainte de campania asta electorală? Ca să le facem. Și n-ați luat pe rând, nu? Ca să le facem. Apoi mergem haotic, așa peste tot, și nu facem nimic la capă, deci, prin urmă. Facem cum putem. Ne organizăm așa ușor. Cum putem ăsta, vă dați seama, mai sunt și fonduri europene care pot aduce, mai sunt alte resurse care se pot finanța ca să faceți o... Adică am făcut o treabă, dar nu ne-am început-o cap-coadă și o fac elegantă și o fac acum din secolul 21. Nu facem din secolul 19. Venim și ne apucăm noi de studat trei țepli, băgăm în ciment și dăm 3 miliarde. Adică știți că sunt niște bani. Ceea ce n-ați să faceți... Suntem la centru comunitate. Da. Suntem la centru comunitate. Deci persoanele vârstnice... Care? Care ați existat persoanele? Care adică vârstnice? Care? Vârstnicea ce e? Într-o vârstă, când spuneți vârsta, să știm câți ani și câți ani. Sau ce trebuie să aibă bătrânul? Să aduce toți bătrânii comun aici, sau cum facem? Dar nu-i aducem aici, ăsta este centrul de consiliere. Centrul de consiliere. Centrul de consiliere. Poate să-și ia tensiunea, poate să-și verifice gemia. Adică este un proiect nou care se încearcă a se implementa pentru a degreva un pic medicii de familie să nu mai aibă aglomerația pe care o au. Când sunt situații de violență în familie, să vină mamele cu copiii, să poată să le consilieze sau părintele care este violent. Nu, nu este centru de cazare, de consiliere. Este de consiliere. Și presupune existența unui asistent social profesionist și a unui asistent medical comunitar. Da, acum a fost... Dumneavoastră, credeți, considerați că e util, adică nu se face o clădire și să stea acolo cu iată... Deci această finanțare presupune bani pentru toate localitățile, cele 139 de localități vor fi finanțate toate. Inițiativa trebuie să vină din partea noastră să solicităm această finanțare, pentru că dacă o lăsăm, ea se pierde. Se pierde, dar gândindu-o pierde între miliarde, care sunt bani, care puteți investi. Da, dar construim o clădire nouă, este vorba de centru. Și ce băgăm în ea? Da, dar când s-a făcut discuția cu FRDS-ul, când am vorbit despre școală, ați adus în discuție
discuție problemele sociale de la nivelul comune. Și aceste probleme sociale se pot rezolva în acest centru comunitar integrat. Știți că am mers la psiholog? Un psiholog, aduc un psiholog să discute cu oamenii și-o trimit-o înapoi. Adică ce fac? Nu că ați zis acolo. Adică eu înțelegeam, am zis centru. Dar eu am să zic că acest centru... De întâlnirea bătrânilor. Da, 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 îmi dați voi cu bătrânii. Eu mă gândeam așa, că un centru comunitar, de felul care vreți dumneavoastră să-l ridicați, ar fi fost în sprijinul. Dacă iarna există un om care nu are acoperiș, da? E omul străzii, a uliților, că nu avem asfalt. Și atunci, dacă omul ăsta nu avea acoperiș, îl luați, îl băgați acolo, îi dădeați mâncare și îl cazați, nu știu, o lună, două, o săptămână, până când îi se găsea un loc unde să se ducă omul respectiv. Dacă o mămică era bătut acasă cu copiii, venea acolo și stătea la fel până când se soluționa situația dumneai ei, cu soțul, cu duceați copiii, rămânea mama, mă rog, să putea sta acolo cazată. Dacă un bătrân, cum spuneți dumneavoastră, cu dezabilități, nu are întreținător, nu are copii, nu-i nimeni cu el, săracul îi vai de el acolo, îl aduceam și puneam asistent social și, eu știu, un asistent care îl îngrijea. Adică, așa vă vede, bă, centrul ăsta. Atunci ce e un centru? Ce înseamnă? O clădire care dăm noi niște denumiri pompoase, așa, că facem sală de, cum spuneați, dacă nu mai puteți citi odată, de dezinfectat, ce instrumente chirurgicale, ce facem, că operăm oameni. Am văzut că l-ați spus că dezinfectat, nu știu ce instrumente. Unde umblați cu ce făceați? Dar ce medic v-ați aflat? Adică, ce făceați? Faceți un cabinet stomatologic înăuntru, care are toate au cabinete stomatologice. Nu asta dacă vă gândeați, adică centru pentru ce? Pentru o clădire cu oasă? Și o cameră pentru un dar nu-ți vine medicul de la Bacău, că a venit atâția. Deci știți că și fata lui domnul Avram a plecat. A venit alt medic care tot așa a stat câteva ani a plecat. Pentru că nu mai vine, da? Mai multe îi convine să ducă omul de aici la Bacău. Să facă naveta la Parigia pentru câți bani face. Mai mult câștigă la Bacău. Nu găsim. Dacă se găsește la nivel de comun, găsim un spațiu unde, unde se, se dă unui stomatolog să-și facă cabinet. Doamne, ca și comună mai decât ca și... În comun avem cabinet, nu avem medic. Păi, ca și primărie n-ai decât să găsești o soluție și o să-ți duca și de exact, administrație. Tu poți soluții în care un medic să fie remunerat, poate veni, să-i convine să vină. Deci, ce facem noi ca să-i convine? Căutați, că noi asta trebuie să facem. Să căutați modalitatea în care puteți să faci un medic să vină aici. Poate toate astea care vă vină în proiectul datelor, trimite stomatolog aici, obligatoriu. Nu o să trimite. Asta ține de readministrație. Cred că abediată. Da, dacă ați fost atenți la începutul, s-a spus că pe țară sunt 139 de localități care se implementează centre comunitare integrate. Da. Iar în Bacău 5, din cele 5 centre, este și pa de aici. Da, da. Cred că... Trebuie să fie voi, nu putem face doar așa că nu spune cineva. Așa am spus că nu faci, cum ești și faci. Așa am spus că nu faci. Așa am spus că nu faci. Așa am spus în 2008 că aplicăm un campus solar pe timp și ne-am mântit de el. Și ne-am mântit de o primă cu răbiterul lumii. Așa se vede că suntem în cazul mai spus tot. Dar nici nu l-am făcut, ce și fac? Ca și cum o să vă spus că nu faci. La câți bani sunt aici? Sper să nu ține până de seara așa. S-a înțeles. Și când s-a făcut o analiză pentru Parigia, ca să intre și Parigia, deci nu am hotărât noi. S-a făcut o analiză la nivel de țară, da? Și am constatat că la Parigia sunt câteva probleme, adică mai multe ca un Bureni, de exemplu, nu? Sau mai multe ca Orgești și de asta o ales Parigia. Vreți dumneavoastră cu Orgești, nu are la fel ca
bucuros. Hai să fim toți Da, mai sunt alte discuții? Cu aprobare. Alte? Aprobare. Să supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 1, 2, 3. Deci, confirmăm cei care sunt împotrivă, da? Da. Și se abține cineva? Faci întâlnire ca să aibă. Deci, Iuliana Dămoc, Vasilache, cine mai fost împotrivă? Domnul Ciucă. Ciucă și mai. Atât, 3. Deci, înseamnă că au fost 9 pentru, da? Nu pot să te întâlnă. Da, să zic domnul la prezentul. Da? Trecem la punctul numărul 3, la TPS. 10. 10. 10. Da, deci 10 și 3, deci 10. 3. 3 potrivit. Să rămâne 10. 10 și 3 împotrivit. Da. Trecem la punctul divers, dacă cineva vrea să ia... Domnul Ia. Vreau să știu ce am făcut în altul mandat. Apoi a fost ideea să pun alea 3 containere de gunoi la intrare în Poieni, în 3 case, care cade lumea din Poieni, care mare, cu căruță, le-a dus la noastră sede. Nu-i comit-o cu la de aia. Știți că v-am zis, dumneavoastră a zis că e treaba lui Domnul. Domnul vi spune că e ideea dumneavoastră. Ce propuneți? Păi să fie un centru, la Valii. Unde, la Poieni sau la... La Poieni, nu la Năsăsea. Și unde, mai exact, unde? Unde stația de autobus sau unde? Cam acolo, că din șaia din Tărbita. Ei, și domnule, nu mutăm unde stația de autobus la Poieni. Da, văd, v-am zis la început. Alea nici dacă pune cineva cu noi acolo. Sunt 3 case. Da. Face. Și eu vreau ce vreau să vă spun. Domnul... Da, domnul Bace. Bace. Având în vedere că e și ultima ședință la care particip acum la... așa, astăzi, am pățit că este un proverb, să spunem, și că înainte faci unul putrezește. La noi nu s-au luat în discuție niciodată problemele astea din agricultură. Că eu înțeleg că așa că la primărie, șeful comunii e primarul. Și nu numai pentru școală, numai pentru copii și mai departe. Deci, pădurile s-au tăiat toate. Sește ani mănâncă de acolo înghitea cu totul. De plantat nu se plantează nimic. Nu a făcut nimeni, nu a scris la ciobenii care au turmele astea mari să se duc prin, să mănâncă la stară, de fapt, adică l-au mâncat, nu mănâncă, cu rămasul zicele acum, în toate pădurile astea noastre. Mai e ceva, cred că și mai are primăria, că se taie mereu și acolo. Încet, încet, cred că rămânem numai cu dealul este secetoasă. Am mai fost consilier și în alte mandate, se mai primea consilieri, mai primea cu toți sarsină, fiecare, un sector, undeva, deci primarul de la sarsină, și făcea raport la urmă, raporta să vadă de execuție ce a fost. De exemplu, gunoaiele este, toate sunt, deci gunoaie care pot putrezi, se poate pune în tarlaua respectivă, se pun pe marginea drumului. Nu mai întreabă nimeni cine îl pune și de ce îl pune și măcar să fac un panou scris să spună, băi, fraților, nu vă bateți joc de omenirea asta aici, că asta se cheamă chiar bătaie de joc. Ce am vrut să mai spun? Panourile astea care s-au pus pentru circulații, pentru
Deci s-a pus pentru mine de sus, acum se pun niște panouri mari cât o masă de asta, îl îndoie vântul și din unul de ăla se puteau face două. La Mileș de jos nu s-au mai pus nici astăzi. Acum le spuse din drumul județene, nu spuse din noi. Poftim. Le spuse la drumul județene. De ce s-o le dăm drumul? Nu le-am cumpărat? Deci panourile, drumul județene a cumpărat, dar o apucat al lui timp de-o pus ăștia la drumul județene. Dar nu sunt în magazin la drumul județene. Păi da, dacă le-au pus ei, ce să facem? Nu a fost să facem, da? Ei, între timp, au venit le-au pus. Punim două, dăm două puncte la toate. S-a spus de la urmă. Dispar asta și punem celălalt. Mă, cum dispar? Pădurile astea care mai cresc acum, mai sunt câteva bucăți care mai rămas. Nu mai contează că e particulată, e pădurea aici, a satului, a comunii. Au început să taie și copăcerii ăștia tineri. Bine și te roagă, domnule, pomperi lemne. Nu se duce nimeni, oare nu treabă nimeni, băi, de ce te duci în pădure? Nu știu, adică nu știu cine se poate ocupa de lucrul ăsta să nu dispară așa, să-și bătă, chiar nu mă bătaie de jos, mă așa, ceva nimic. Ce simte, domnule? Nu știu. Deci, zona asta s-a spus că mereu cu mai ales în zona aia la Binești și vă rog mai tot timpul trece jandarmeria. Da? Poliția tot timpul prinde, ia căruțile. Ce pot să facă primarul? Să mă opriu, stau să păzesc pădurea? Ia căruțele și vin de înapoi, ce face să spun? Nu, stru, dacă mergi la locul simbic, să vedeți că trebuie să trăiesc de căruț la locul simbic. Eu nu știu, eu am spus sau să fac să nu mai știu nimic. Jandarmii tot timpul vin, patrulează. Ce putem face mai multe aminte? Se plantează. O venit, am înțeles că a venit acum o lege prin care e mult mai aspră, simte vigoare și da. O să fie comune de județe și serii care și nu mai mult. Plantează, domnule, și-au apucat de plantat păduri, dealuri, face cu oamenii particulari și spun, noi, uite, asta e zona bună de plantat, să putea. Sunt coșuri de astea, pământul cu părloage pe lumea. Atât am. Da. Da, am văzut că a spus problema și la pădurea primăriei, domnul Baciu. Deci pădurea primăriei este dată în pas la acolo silbe, de când era domnul Ștucă primar. Da? Deci din pădure nu se pare un copac, decât dacă este marcat de acolo silbe. S-au dat deci... Poftim? S-au dat în ordine? Nu, nu pot să dau ordine ca să taie doamnă fără să fie marcat. Pădurarul, dacă vine și găsește o cioată sau vine în control, pădurarul plătește, da? Și pădurarul trebuie să caute cine o dat ordine ca să taie. Din pădurea primăriei, a spus o dată pădurea primăriei să vezi cum arată și că nu se fură. Nu, din păduri. Da? Doamne, nu știu de ce puneți atâta probleme și strigați pe mine cu futul pădurilor. Nu am nimic. Deci, ascultați-mă că toată lumea acasă se încălzește cu lemn, da? Eu vă arăt că am 4 hectare de pădure, vă arăt titlul de proprietate. Nu când întreb eu cu numele cu soacra mea, da? Așa, eu am gândit să-mi iau lemn. Nu mă duc, nu fur la nimeni din păduri. Să fie clar. Și cei care fură, să le fie rușini, că strigă pe alții că fură. Da? Așa. Dar avem o poftiție. Am bun. Da. Haideți ca să-mi chidu și... Atât, da? Da. Mulțumim. Vreau să mulțumesc și eu celor care în acești 4 ani și m-au susținut, m-au înțeles problemele, au fost de acord cu proiectele și cu tot ce a făcut noi pentru Comuna Paricea. Sunt realizări în Comuna Paricea destul de multe, destul de mari. Da? Îi mulțumesc!